ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Mă bucur să fim din nou împreună aici la Focus TV în această după-amiază. Suntem la 3 zile distanță de la momentul în care am trecut pe la urne. Unii dintre noi, unii au preferat să nu participe la exercițiul acesta democratic. În fine, între timp am aflat și rezultatele. Parte dintre ele au fost validate, mai sunt încă discuții, dar în mare parte, sigur că învingătorii își savurează victoria și fac planuri și calcule unii dintre ei în privința alianțelor care sunt absolut necesare pentru a funcționa în noile formule, alții sigur că își fac analize pentru că eșecul a fost usturător. Astăzi însă, doamnelor și domnilor, știrea zilei vine de la PNL Buzău, rămas fără lider pentru că exact astăzi, în biroul politic al PNL, la centru, o ședință de analiză în care liderul PNL Buzău, deputatul Cristi Romanescu, și-a anunțat demisia din funcție, asumându-și astfel eșecul pentru rezultatele pe care le-a avut filiala. O să vedem declarația lui Cristi Romanescu printr-o postare pe Facebook prin care și-a anunțat și demisia astăzi, cam în același timp în care a făcut gestul acesta în fața colegilor săi de la centru. Nu este singurul lider județean care a ales varianta demisiei, au fost mai mulți. Au venit și precizările liderului PNL Ludovic Orban, care a explicat ce se întâmplă în filialele în care liderii județeni și-au dat demisia. O să dezvoltăm imediat subiectul. Vă mai spun așa că și la Focșani lucrurile încep să fie ceva mai clare după ce ați văzut un rezultat foarte strâns acolo și mă refer la componența Consiliului Local Municipal. A fost și o cerere de renumărare a voturilor acolo, transmisă către Biroul Electoral Central. Vorbim și despre lucrul acesta, dar mai ales despre alianțele pe care trebuie să le facă în acest municipiu, fie primarul și echipa sa de consilieri din partea PSD, fie liberalii, pentru că sigur că este o chestiune de zile până când se va contura majoritatea în Consiliul Local Municipal Focșani. Voturile de aur, 2 la număr, sunt la USR. Prin urmare, cele mai mari cereri care vor trebui să fie satisfăcute la Focșani, o să vedeți, nu sunt ale primilor doi clasați, ci ale celei de-a treia formațiuni pe scena politică locală de la Focșani, și anume USR. Vorbim și despre subiectul acesta. Și mai este un subiect care vine tot din zona politică. Liderul Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a autoizolat începând de astăzi, a mers și s-a testat, dat fiind că numai departe de vineri seara, vinerea trecută, a fost contact direct cu colegii săi de la Sălaj, confirmați între timp pozitiv cu noul coronavirus, cu infecție cu noul coronavirus. Fiind un contact direct, liderul PSD a mers astăzi și s-a testat. Până atunci va rămâne în izolare. La fel a făcut și Paul Stănescu, care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu în această vizită. Între timp însă, Marcel Ciolacu s-a aflat duminică, în ziua alegerilor, la Buzău. Și foarte multă lume așteaptă cu sufletul la gură rezultatul testului pe care l-a făcut liderul PSD Buzău. Pentru că, sigur, duminică a fost o zi plină pentru Marcel Ciolacu. S-a întâlnit așa cu Constantin Toma, candidatul devenit pentru a doua oară primar, cu Petre Emanuel Neagu, candidatul la Consiliul Județean devenit președinte pentru a doua oară ales. S-a întâlnit așa cu echipa de consilieri județeni, cu echipa de consilieri municipali, cu jurnaliști în fața cărora a făcut declarații. Avem și imagini, o să vedeți, în parte din aceste întâlniri, sigur, liderul PSD a purtat mască, dar a dat mâna cu cei prezenți acolo. Sunt foarte complicate și să știți că sunt foarte mari temerile în momentul ăsta, emoțiile în PSD Buzău. Acum e o chestiune probabil de ore, cel târziu mâine va afla liderul formațiunii dacă este sau nu pozitiv, dacă a fost testat pozitiv la noul coronavirus. Urmărim și noi știrea aceasta. Între timp, doamnelor, domnilor, dați-mi voie să vă prezint pe partenera mea de dialog din această după-amiază de aici, de la Focus News. Ne-am propus așa să discutăm despre ce vor tinerii.
pentru că o să vedeți că până la urmă cred că sunt cei mai curajoși dintre noi, cei care au avut curajul și în acest moment și preelectoral și iată și postelectoral să spună de ce este nevoie și pe unde ar trebui să lucreze administrația aceasta nouă aleasă. Este alături de mine Cristiana Stanciu, reprezentantul Consiliului Tineretului din România. Bine ai venit, Cristiana! Bine v-am găsit! Bună ziua! Și o să ni se alăture foarte curând. Oana Matache este al doilea cel mai tânăr consilier local municipal și s-a ocupat în ultima vreme de proiectele de tineret la municipiul Buzău, așa că o să ne propunem să facem o dezbatere, pentru că, până la urmă, noi cetățenii, prin vocea din ce în ce mai clar auzită, putem să facem agenda administrației locale. Nu-i așa? Condiția principală este să ne facem vocea aceasta auzită. Înainte de a trece la dezbaterea aceasta pe care tocmai v-am anunțat-o, haideți să vedem ce s-a întâmplat la Partidul Național Liberal Buzău. Vă spuneam așa că astăzi a venit demisia liderului PNL Buzău, Cristi Romanescu, pentru unii o surpriză, pentru alții mai puțin, în Partidul Național Liberal, aici în organizația de la Buzău. Unii dintre membrii de vârf aveau cumva cunoștință de această intenție a liderului PNL Buzău. Urmărim imediat declarația, este de fapt o postare pe care Cristi Romanescu a făcut-o pe Facebook cam în același timp în care și-a anunțat demisia în biroul politic al PNL astăzi la centru, unde s-au analizat rezultatele pe fiecare județ. Alegerile locale din septembrie 2020 sunt un obiectiv ratat pentru PNL Buzău. Îmi asum integral această neîmplinire. În consecință, am hotărât să-mi dau demisia de onoare din funcția de președinte al filialei. Am petrecut în această funcție câțiva ani extraordinari. Am reușit, printre altele, să obținem un scor istoric pentru candidatul nostru la alegerile prezidențiale, un scor bun la europarlamentare și avem acum filiale și candidați proprii în toate localitățile. Practic, am reconstruit organizația după ce fusese decimată de efectele ordonanței traseismului politic 55/2014 dată de PSD. Voi continua alături de Partidul Național Liberal. Voi susține organizația locală cu toată energia și experiența mea politică. Mulțumesc echipei PNL Buzău pe care am avut bucuria și onoarea să o conduc acești ani și mulțumesc buzoienilor care au avut încredere în noi. Da, aceasta a fost declarația destul de clară a liderului demisionar al PNL Buzău. Între timp a venit și o declarație a lui Ludovic Orban care spune așa că foarte repede vicepreședinții regionali împreună cu secretarul general al PNL vor face o analiză și vor desemna conduceri interimare în teritoriu. În cazul filialei de la Buzău, Victor Paul Dobre, care este vicepreședinte regional, și Robert Sigarteu, secretarul general al partidului, sunt așteptați nu mai departe de ziua de vineri, cel târziu în cursul zilei de luni, vor ajunge la Buzău pentru această analiză și pentru a numi o conducere interimară. Acum trebuie spus, așa ca detaliu tehnic, pentru că odată cu demisia liderului organizației, se dizolvă de drept și structura de conducere a acestei organizații, a acestei filiale. Practic, toți cei din conducere sunt acum fără aceste funcții. Este vorba despre biroul permanent județean al organizației. Vor veni cei doi lideri desemnați de la centru să se ocupe de această reorganizare și vor nominaliza punctual câteva persoane care vor prelua sarcinile respective. Nu vor fi în totalitate numărul de mandate din acest birou care s-a autodizolvat. Vor fi mai puține persoane care vor avea calitatea aceasta de lideri interimari, venind în sprijinul viitorului președinte, și acesta va avea, sigur, un mandat limitat până când se vor organiza alegeri. Cam așa stau lucrurile din punct de vedere tehnic. Din punct de vedere politic, trebuie să vă spun că în cursul zilei de astăzi am avut o discuție telefonică, cumva privată, dacă vreți, cu liderul PNL Buzău, Cristi Romanescu, deputatul Cristi Romanescu. I-am respectat dorința de a nu face alte declarații în afara acelui mesaj, dar am permisiunea domniei sale de a-l cita cu două chestiuni. Una este faptul că nu ia în calcul să plece din Partidul Național Liberal, va rămâne în continuare în această formațiune.
Sigur că totul depinde până la urmă și de nivelul de implicare pe care îl va mai avea în perioada următoare și a mai avut un punct de vedere de transmis Cristi Romanescu și anume acela că este exclus ca Partidul Național Liberal să accepte în acest moment post-electoral alianțe în județul Buzău cu Partidul Social Democrat. Se vor face alianțe cu partidul cu USR și există deja o astfel de înțelegere undeva în județul Buzău. Cred că vă dați seama despre ce este vorba dacă o să priviți această formațiune. A obținut un singur mandat de primar în județul Buzău și este, atenție, foarte posibil ca Partidul Național Liberal să facă înțelegeri și cu Partidul Mișcarea Populară în județ pentru formarea unor alianțe exclus PSD. Și cu asta am cam încheiat subiectul acesta, dar sigur că el rămâne deschis, rămâne de urmărit în perioada următoare pentru că se vor întâmpla lucruri, se vor succeda deciziile acestea la Partidul Național Liberal. Este foarte important de văzut în ce nouă eră, sub ce auspicii se desfășoară această nouă eră de la PNL Buzău. Altfel, lucrurile și deciziile trebuie să vină destul de repede pentru că nu mai este foarte mult până la alegerile generale și de fapt toate aceste acțiuni din interiorul Partidului Național Liberal nu urmăresc decât o optimizare a rezultatelor la următorul scrutin, iar acela sunt alegerile generale din decembrie. Trecem acum, doamnelor și domnilor, la următorul subiect, cel pe care ni l-am propus pentru o dezbatere mai amplă și se află aici lângă mine Cristiana Stanciu. Cristiana, hai să le explicăm telespectatorilor de unde dorința asta a voastră, a tinerilor, de a le spune celor care au fost aleși duminică faptul că aveți niște lucruri punctuale pe care, despre care ați vrea să audă și nu numai să audă, să ia act, ci poate să și contribuie la realizarea lor într-un destul de scurt timp. Până la urmă, este cumva o propunere pe care voi o faceți administrației locale. Dăm voie să o aduc alături de noi și pe Oana Matache. Este un consilier local municipal tânăr, foarte tânăr, care și-a asumat câteva proiecte pentru tineri în această perioadă preelectorală. Mulți dintre buzoieni au putut să o întâlnească pe Oana Matache în Parcul Tineretului, acolo unde s-au desfășurat parte din aceste acțiuni pentru tineret. Te salut, Oana! Felicitări! Te salut, Cătălina, și îți mulțumesc mult pentru gândurile bune. Felicitări, Oana, pentru că nu ne-am văzut, nu ne-am auzit de când tu ai devenit consilier local municipal. Sigur, e o victorie, meritați felicitările voi cei de la PSD pentru că aveți o majoritate detașată. Da, din punctul ăsta, gata și cu felicitările și este momentul în care începem să discutăm despre lucrurile concrete pe care le pregătiți pentru municipiul Buzău. Te rog să îmi dai voie să o ascultăm pe Cristiana, pentru că ea a venit cu temele făcute, să știi, altfel și le-a pregătit cumva dinaintea momentului electoral și-ar fi dorit tinerii buzoieni, pe care și Cristiana îi reprezintă, o dezbatere. N-a fost să fie, nu pentru că n-a dorit-o o singură persoană, ci pentru că, în general, candidații de anul acesta de la scaunul de primar al municipiului nu și-au dorit-o. Și atunci lucrurile astea pe care tinerii din spatele Cristianei, și sunt mulți, să știți, foarte mulți, le aveau de spus, au rămas nespuse până astăzi. Hai să dăm drumul la toate lucrurile astea pe care voi, Cristiana, înțeleg că până la urmă le știți nu numai din discuții, ci și dintr-un sondaj pe care l-ați făcut, nu? Desigur. Ideea de bază a fost consolidarea unei relații cu decidenții locali și pentru stabilirea unui mediu propice, în primul rând, pentru comunitatea tinerilor buzoieni. Ce trebuie să înțeleagă oamenii acum, de la punctul unde eu trebuie, de unde trebuie să pornesc, este faptul că tineri sunt considerați persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, pentru că sunt făcute adesea confuzii și atunci oamenii consideră că tinerii sunt doar elevii. Am înțeles. Lucru care este
Nu este corect. Nu este corect. Bun, tu ești reprezentanta unei palete mai largi, spui, și organizația din care faci parte, Consiliul Tineretului din România, altfel o voce care a devenit din ce în ce mai, cum să spun, mai pregnantă în spațiul public. Asta e bine, este foarte bine, dar explică-ne care a fost intenția cu dezbaterea asta pe care ați vrut să o faceți. Au fost foarte multe lucruri la care, asupra cărora nu s-a adus nicio intervenție sau nu au fost consolidate și atunci cumva trebuia să ia cineva măsuri. Și voi v-ați dori să faceți o dezbatere. De fapt, ce vroiați să aflați de la candidații la primărie? Să aflăm care sunt, dacă domniile lor doresc să acorde o atenție mai sporită și sectorului de tineret din Buzău, mă refer. Am înțeles. Bun. Dacă v-ați propus să aflați lucrul ăsta, înseamnă că voi urmăreați anumite subiecte, da? Care sunt acelea? Inițial am realizat un chestionar public la care au avut acces doar, comunitatea de tineri din Buzău. Am avut un total de aproximativ 600 și ceva de respondenți, dar majoritatea care au răspuns la chestionar au fost reprezentanții comunităților din care ei fac parte, din diverse ONG-uri, structuri și așa mai departe. Deci, implicit, ei reprezintă, la rândul lor, alte zeci câteva de tineri. Da. Sunt așa de mulți tineri grupați în ONG-uri? Da. Asta este bine să știi, pe de o parte. Pe de altă parte, uite că poate că este bine că tu apari la această tribună să dai glas acestor dorințe, pentru că senzația noastră și a noastră jurnaliștilor și a politicienilor a fost că în ultima vreme vocea asta a societății civile a fost din ce în ce mai slabă. Dacă tu îmi spui că în spatele demersului tău stau câteva sute de tineri, asta și ei sunt parte din ei, sunt grupați în organizații, asta nu poate să fie decât un lucru extraordinar de bun. Dar hai să vedem ce vor tinerii. Au avut de ales tot ce credeau ei că trebuie îmbunătățit sau lipsește în sectorul de tineret buzoian și, după cum am interpretat rezultatele, avem următoarele. Avem 72%. Își doresc aparatura tehnică promisă în unitățile de învățământ. Pentru învățământul ăsta online? Da. Sau Și pentru învățământul online și pentru tot ceea ce s-a propus la unitățile de învățământ din județ și din oraș pentru o bună desfășurare a orelor de curs. Pentru că încă sunt școli și licee care nu sunt dotate cu aparatura tehnică necesară. Sunt școli adică care... videoproiectoare sau chestiuni de genul ăsta? Laptopuri sau calculatoare, pentru că sunt calculatoare foarte vechi și nu își mai pot, domnii profesori de informatică, să spun, nu își mai pot desfășura orele într-un mediu favorabil. Bun, hai să rămânem aici. Oana Matache, ai auzit această primă problemă? Bine, ea ține sigur și de actualitate, pentru că noi suntem într-o perioadă în care scenariul ăsta este foarte fragil și ai văzut că foarte mulți dintre elevii noștri sunt în cel de-al doilea scenariu în care parte din ei merg la școală, ceilalți trebuie să rămână acasă, dar să fie conectați online la procesul de învățământ. Probabil că a contat foarte mult faptul că este un subiect public foarte dezbătut zilele acestea în răspunsurile pe care le are Cristiana și în stabilirea acestei priorități. Spune-mi dacă, din ceea ce știi tu, municipalitatea are de gând să investească în perioada imediat următoare, dacă are sumele respective în buget, pentru că cred că de fapt asta este marea problemă. Da, în primul rând salut inițiativa Cristianei și a tineilor din jurul său și da, municipalitatea are în proiect investiții în partea aceasta de infrastructură digitală din școli. Așa cum știți, Buzău este fruntaș pe partea de digitalizare, însă este nevoie și de o cooperare mai strânsă între școli și primărie, în sensul că primăria poate să afle de nevoile școlilor de la directorii instituțiilor respective. Și atunci, unii dintre dumnealor comunică mai eficient și spun exact despre ce este vorba, alții au o comunicare mai slabă. Și atunci noi ne-am propus ca în perioada aceasta imediat următoare să mergem și mai mult către dumnealor și să venim în sprijin pentru a le putea oferi echipamentele necesare pentru desfășurarea orelor în sistem hibrid. Deci știi cumva când va începe evaluarea aceasta?
Vrem să o inițiem chiar acum, în luna octombrie, după ce ne așezăm și noi. Spune-mi, te rog, dacă tehnic este posibil să implicați și pe tinerii din școli în acțiunea asta, pentru că, o să-ți spun și de ce te întreb lucrul acesta, de multe ori, directorii unităților de învățământ au niște sfori, știi? Da, se întâmplă lucrul ăsta, îmi pare rău că trebuie să o spunem, dar așa stau lucrurile în realitate. Pe tinerii aceștia nu poți să-i agăți cu niciun fel de sfori. Și tu știi lucrul ăsta, cred, foarte bine, pentru că nu ești foarte departe de vârsta Cristianei. Și atunci te întreb așa, pe de o parte, voi, municipalitatea, aveți pârghia acelor reprezentanți în consiliile de administrație, prin ei puteți să cunoașteți foarte bine realitatea din școli și o puteți confrunta și cu ceea ce vă spun tinerii aceștia. Exact, și tocmai în acest sens cred că ar fi foarte utilă și o întâlnire cu Cristiana și cu colegii ei și pe această cale vă și invit să discutăm la primărie, mă rog, stabilim detaliile după emisiune, pentru că, da, exact cum ai spus, Cătălina, e nevoie și de feedback din partea lor. Ei știu foarte bine, mai ales adolescenții, cu ce se lucrează ok, cu ce pot ei avea rezultate optime și sigur că ne vom consulta pe cealaltă parte și cu specialiști din domeniul IT, pentru că scopul este ca ei să beneficieze de cele mai bune echipamente și dotări și să nu fie alese așa la prima ofertă. Cristiana, sunteți cu temele pregătite pentru întâlnirea asta? Sigur că da. Da? Dinainte. Foarte bine. Uite, s-a născut o chestiune concretă din această primă parte a dezbaterii noastre. Mă bucur că putem să dialogăm în modul ăsta constructiv. Vreau să am o rugăminte și la tine și la tine, Oana. Țin foarte mult să aflăm rezultatele acestor întâlniri. Știu, depind investițiile astea, așa când spunem investiții în infrastructura școlară, termenul este foarte larg. Dacă când vorbim de investițiile astea în aparatură, sigur că o să ne ducem imediat la buget. Și știm foarte bine, am aflat și din intervențiile primarului Constantin Toma, că bugetul nu e deloc pe roze zilele acestea și probabil până la sfârșitul anului. În fine, poate că o să vină o rectificare bugetară să mai aducă ceva în acest buget, secătuit în primul rând de pandemie și de toate cheltuielile ocazionate de asta. Dar dacă lucrurile o să le puneți la punct în octombrie, nu știu, mi-aș dori foarte mult să știu cum se pot ele concretiza. Hai să trecem la următorul punct. Ce mai vor tinerii, Cristiana? 65% afirmă lipsa oportunităților, și anume nu avem proiecte de voluntariat, sunt foarte puține, nu avem concerte, activități sau evenimente culturale și așa mai departe. Sunt diverse. Da, activități. Adică exact acele activități în cadrul cărora, uite cum sunt astea de voluntariat, în cadrul cărora voi până la urmă ați putea să vă identificați, nu știu, și niște aptitudini sau... Exact. Da, acum o să o las pe Oana Matache să răspundă la chestiunea asta. Știu că pe partea asta de voluntariat chiar a avut niște inițiative. Te rog, Oana. Mă bucur foarte mult să văd că 65% sau de fapt că 65% își doresc acest lucru, pentru că noi, așa cum s-a văzut un pic și înainte de alegeri, am pornit o campanie care se numește Oameni de Bine pentru Buzău. Ea nu este, atenție, o campanie politică nici de cum, este o campanie a tuturor buzoienilor, de la copii, tineri până la cei în vârstă. Și va fi practic o platformă de guvernare participativă unde absolut avem nevoie de voluntari. Ce înseamnă voluntari? Vor fi oameni pe care îi așteptăm cu idei pentru oraș. Vom face chiar în luna octombrie o sesiune de informare publică în care vom explica și live pe net și în acea ședință publică cu numărul de persoane permis în ce vrem să transformăm acest proiect. Pe scurt, vor fi propuneri în baza unui ghid care pot veni, bineînțeles, de la tineri, de dezvoltarea orașului, de organizarea evenimentelor și așa mai departe. Ele vor fi dezbătute public
așa cum se întâmplă în țările nordice și vestice, unde poporul are puterea, ca să spun așa, și apoi cele mai bune idei vor fi premiate sau alese pentru a fi puse în practică. De exemplu, dacă, nu știu, tinerii din echipa Cristianei vor să ne propună un festival la Buzău, el va fi dezbătut public și apoi vom vedea ce surse de finanțare avem și în stadiul final îl punem în practică. După sesiune de informare, ei practic vor avea toate detaliile necesare pentru a începe să aplice. Și acum se pot uita, deja site-ul este gata, se numește oamendebine.bz, unde deja pot trimite idei și lua contact cu noi. Dar după acea sesiune de informare din octombrie vor avea și ghidul efectiv, pentru că Oana, stai puțin, spune-ne, te rog, cine susține financiar inițiativa asta? Pentru că până la urmă, dacă tinerii care sunt alături de Cristiana și în general tinerii, pentru că până la urmă voi nu așteptați într-un cadru organizat adică de la niște organizații propunerile, până la urmă orice tânăr poate să facă lucrul acesta, cine le va finanța este foarte important. Va fi un parteneriat între Primăria Buzău, care poate pune la dispoziție fie buget, fie facilități, și în mediul privat, respectiv ONG-uri. Practic, noi vrem să unim în jurul acestor idei toți factorii care ar putea contribui la punerea în practică a proiectului respectiv. Când spui sigur, noi, ne poți spune la cine te referi? Când spui noi, de unde a pornit inițiativa asta? Cine are... Restabiliți, vă rog, legătura cu Oana Matache. Cristiana, ai auzit, puteți propune inițiative, în mod concret, ce fel de lucruri vă doriți voi? Pentru că acum, dacă o să vi-l doriți pe Armin Van Buuren, nu? Nu știu dacă e posibil, nu? Sau cum? Cam ce fel de activități și de acțiuni? Noi avem deja un festival și cunosc faptul că, bine, sunt mai multe, din punct de vedere cultural. Avem festivalul de film Buzz, dacă nu mă înșel, care se desfășoară în fiecare vară sau spre septembrie, ceva de genul. Mă rog, în fine, ne dorim mai multe oportunități de voluntariat, mai multe programe, mai multe cursuri de dezvoltare personală, de, eu știu, ceva care să ne facă să ne ținem priză, să ne facă tot timpul să ne dorim mai mult și să vrem mai mult și să vă și exprimați mai mult, îmi dau eu seama. Da, Oana Matache, ești din nou alături de noi. Te întrebam așa, cine în spatele titlului de noi, cine stă? O să spun sincer că ideea este a domnului primar împreună cu mine personal și cu oamenii din echipa de branding a orașului. Este o echipă minunată de la Iași, condusă de Adrian Mironescu, un om extraordinar în domeniul acesta de branding, recunoscut la nivel internațional. Bun. Și spui așa că voi o să lansați apelul ăsta. E un soi de apel de proiecte, din ceea ce înțeleg eu, da? Este un apel de proiecte și practic ne ajută să punem în operă ceea ce își doresc cu adevărat tinerii și oamenii din oraș. Pentru că noi putem avea foarte multe idei, clar, dar trebuie să le alegem și să investim în cele care au cea mai mare căutare. Da. Și acelea vor avea succes. Adică dacă, așa cum au făcut și Cristiana, dacă ei fac un sondaj și văd că cel mai mult și-ar dori un festival de, nu știu, de muzică rock, asta o să alegem dacă e asta își doresc. Și contează foarte, foarte mult să aibă aplicabilitate. Da. Cristiana, mergem mai departe. Ce își mai doresc tinerii? 80,5% își doresc îmbunătățirea spațiilor de recreere. Și aici intră cu tărie spun că ne dorim bazinul olimpic să se redeschidă. Pentru că este închis de, dacă nu mă înșel, sunt vreo 7 ani, să fie mai bine de 7 ani, ceva de genul. Dar știu că era foarte frecventat și multă lume care a auzit că vin la emisiune tocmai să prezint doleanțele tinerilor mi-a spus, spune de bazinul olimpic, că ăla este momentan de tot ce avem nevoie în Buzău. Hai să ne oprim aici, că este o propunere foarte importantă. Nu știu dacă Oana Matache are răspunsul. Știu că a mai existat discuția asta în trecutul nu foarte îndepărtat. Oana?
Am răspunsul și o să spun astfel. Din păcate, fostul bazin olimpic să fie redeschis nu e o soluție, dar este deja proiectul de reconstrucție a noului bazin olimpic aprobat la Compania Națională de Investiții, adică vorbim de un proiect care se va realiza cu siguranță în acest mandat, iar acest bazin va fi lângă la Tineretului, lângă complexul sportiv, lângă sala multifuncțională. Deci vom avea practic pentru ei, pe partea aceasta de sport și recreere, construcția bazinului olimpic deja aprobată. Avem sală multifuncțională de 4.000 de locuri lângă acest viitor bazin olimpic și un complex sportiv cu două terenuri de fotbal și două de tenis de câmp. Cred că știți deja că pista de atletism, stadionul de atletism, pardon, este aproape gata. Suntem la stadionul la care se trasează și se marchează. Și va mai fi și o zonă de agrement pe malul râului Buzău, dacă știu, Buzăenii, acolo unde este balastiera Urbisului, unde se va face zona de karting și car racing, sigur organizat și controlat. Hai să vedem bazinul acesta, noul bazin olimpic, ca să-i spunem așa. Ne explicai faptul că va fi amplasat undeva unde? Spre strandul din Parcul Tineretului? Exact. În zona aceea da? din spatele parcului, practic. Proiectul este aprobat, ne-ai spus. Este aprobat la Compania Națională de Investiții, da. Știi cumva cât va dura până când va fi semnat contractul pentru finanțarea lui? Avem așa un orizont de timp și apoi execuția? Practic, din datele pe care le am, cred că se va desfășura această procedură în aproximativ 2 ani. E un demers care nu depinde doar de noi. 2 ani până când va fi finalizat, până când va fi deschis. Până când va fi deschis, exact. Te mulțumește răspunsul ăsta, Cristiana? Nu te mulțumește, pentru că tu între timp o să fii plecată de aici din Buzău, o să fii probabil la facultate, nu? Mulțumește pentru generațiile care o să vină după mine, dar aș fi vrut și eu să-l prind. Da. E important de știut că fostul bazin este proprietate privată și ceea ce s-a cerut acolo ca plată depășește foarte, foarte mult ceea ce am fi putut noi oferi ca primărie. Și atunci nu este vorba de rea intenție sau lipsă de interes, ci pur și simplu era imposibil. Și atunci am decis, ok, nu se poate acolo, construim altul și va fi la standarde. Da, mie să știi că mi se pare o veste bună, pentru că până la urmă ea răspunde în mod cert unei nevoi, cea pe care ți-au transmis-o colegii tăi înainte să vii aici la emisiune, da? Ei au spus clar că vor să aibă un bazin olimpic. Bun, că nu putem să-l redeschidem pe cel pe care îl avem, acum ce să zic, și atunci când a funcționat au mai fost unele probleme, nu se poate pentru că nu ne permitem. Explicația mi se pare destul de pertinentă. Asta voiam să spun, să fac o intervenție. Din câte știu, din câte m-am documentat, atrag atenția că în ultimii ani sau niciodată, din câte știu, nu s-au mai accesat fonduri europene pentru satisfacerea nevoilor tinerilor. Cel puțin pe sectorul de tineret. Asta știu sigur că niciodată nu s-au accesat fonduri europene în vederea stabilirii în vederea satisfacerii nevoilor. Adică pentru proiecte punctuale care să vă vizeze, pentru că până la urmă, dacă primăria ia bani, fonduri europene pentru transportul public, aici intră ca beneficiar, intrați și voi tinerii, nu? Cum să spun, este într-o paletă mai largă. Da, există oportunități din acestea de finanțare prin fonduri europene, prin programele europene în perioada următoare pentru tineri? E foarte important de menționat că Uniunea Europeană pe noi ne consideră ca stat într-un stadiu avansat și atunci noi avem acces la anumite axe. Practic, noi chiar dacă acum ne-am dorit să accesăm fonduri pentru tineri, dacă nu sunt acele axe deschise sau nu au fost în acești ultimii patru ani ai mandatului domnului Toma deschise, practic, primăria Buzău nu avea acces. De menționat că s-au deschis axe foarte pentru investiții, pe parte iarăși de mobilitate, tocmai de aceea avem investiții vizibile în ultimul timp. Ceea ce vom încerca noi foarte mult să facem, pentru că fondurile europene sunt calate în acest moment pe anumite subiecte,
foarte mult pe mediu, vreau să vă spun, pentru că ei, considerându-ne foarte avansați deja de când am aderat și până acum, au deschise axe din ce în ce mai evoluate. Și atunci noi vom încerca să facem aceste parteneriate cu mediul privat și cu ONG-urile pentru a putea aplica la fondurile care se pot accesa astfel. Pe de altă parte, este de menționat că parte din aceste proiecte care vizează pe tineri sunt prin fonduri europene și ele sunt în curs de a fi aplicate, iar Câteva exemple de proiecte care urmează să fie implementate în perioada următoare pentru tineret. De exemplu, vom continua Inelul Verde, care pe partea de mobilitate pentru tinerii care își doresc să meargă mult mai mult în Buzău cu bicicleta, vom continua Inelul Verde cu încă 24 de kilometri, în momentul de față măsoară 10 kilometri, și vom încerca să ajungem în cât mai multe zone din oraș cu pistele de biciclete și, bineînțeles, vom continua proiectele despre care am vorbit, când se află în acest moment la stadiu de aprobare, pe parte de sport și agrement. De asemenea, se va înființa teatru de artă la Buzău, care va fi un teatru de repertoriu, unde, așa cum spunea și Cristiana, tinerii vor putea beneficia de ateliere de dezvoltare personală și de art actorului, teatru și așa mai departe. Adică vom veni cât mai mult în sprijinul lor. Avem un proiect și finanțări pentru festival educațional și sigur suntem deschiși și propunerilor lor și vom putea căuta împreună surse de finanțare. Te rog, Cristiana. M-am lămurit. Da, răspund cumva. Bun, un teatru. Asta mi se pare foarte interesant. Oana, teatrul ăsta ar urma să funcționeze unde? Pe lângă Casa de Cultură a municipiului sau unde? Această înființare va fi în parteneriat cu Consiliul Județean și atunci, nu știu să vă spun exact în acest moment unde va avea sediu, dar știu că erau la un moment dat propuneri între continuarea la Marghiloman ca spațiu, dar nu știu să vă spun exact detalii și nu vreau deci să un al doilea teatru, o a doua instituție de teatru la Buzău, da? Da, practic ea va fi organizată aici, local și va fi total deschisă tinerilor, pentru că acesta este scopul ca ei, o să vă dau exemplu și cred că Cristiana știe pe cei de la 3,14 cu domn profesor Dan Solcan, sunt tineri care au nevoie foarte mult de spații unde ei să poată avea aceste manifestări artistice. Și în loc să se ducă să închirieze o sală pe aici pe acolo, ei vor avea un teatru al lor și sigur acolo va fi și partea organizată de teatru ca orice teatru de artă din țară. Și cum va funcționa ca teatru de? Ce anume? Cum va funcționa teatrul acesta? E ca teatru de artă și de repertoriu. Cu o trupă proprie? O trupă proprie, da. Organizată aici local, ceea ce va aduce împreună și artiștii noștri talentați, regizorii de teatru, actorii din această zonă care au nevoie și în această perioadă de pandemie, am discutat foarte mult cu ei și au nevoie de acest teatru. Cristiana, mergem mai departe, punctul următor. Sigur. Ce mai doresc colegii? Am terminat cu toate dorințele. Da. Au avut de propus câteva subiecte pe care noi ar fi trebuit să le punem în discuție cu domniile lor la dezbatere. Și avem așa. Cum ar arăta Buzăul dacă am avea centre de dezvoltare personală sau profesională? S-ar dezvolta tinerii în acest context? Da, ai auzit întrebarea, Oana. Practic, întrebările astea, trebuie să completez eu, întrebările astea s-a vrut a fi adresate candidaților, celor intrați în competiția asta pentru fotoliul de primar. Pentru că nu s-a întâmplat să aibă loc și am explicat de ce demersul celor din Consiliu nu a reușit. Cristiana este aici să adreseze totuși întrebările acestea. O să răspund chiar la această întrebare.
Vestea bună este că Centrul Cultural Marghiloman va deveni și centru educațional, pe lângă faptul că este cultural, și va deveni exact ceea ce întreba Cristiana, un centru unde tinerii vor putea avea activități de dezvoltare cu invitați din toată țara, unde vor putea avea de la dezbateri, debate-uri până la ateliere și vor fi foarte fain organizate. Așteptăm tot în această toamnă reglementarea centrului, pentru că în momentul de față, fiind doar centru cultural, ne blochează un pic posibilitatea de organizare de activități, dar chiar acum colegii mei care se ocupă de acest centru pregătesc un portofoliu foarte interesant. Și tot ce pot să vă spun este că e tot pe mâna unor tineri și unor tineri cu experiență foarte faină. Una dintre organizatoarele de acolo face proiecte educaționale pentru vestul Europei și automat va aplica și aici tot ceea ce a lucrat pentru ei. Da, minunat! Nu ai acordul să dai numele doamnei? O să aflați. Bine, nu știu, am înțeles. E vorba de Florina Pătărniche, nu e nici un secret. Am înțeles. Da. Doar să-i transmiți că așteptările sunt foarte mari și le-ai auzit aici. Mergem mai departe. Hai să vedem următoarea întrebare. Putem beneficia pe viitor de eventuale programe de schimb de experiență și de menționat că avem deja Erasmus în școli și programul Flex. Însă nu ne dorim ceva organizat de stat, ne dorim ceva pe plan local, ceva de la care să vină inițiativa din partea decidenților locali, ceva care să ne bucure, ceva care să fie acolo constant în momentul în care eu îmi doresc să vizitez o țară, dar să pot să și învăț și să nu vină neapărat din partea unității de învățământ din care eu provin. Aceasta e o propunere foarte interesantă. Iată o propunere chiar pentru acea platformă Oameni de Bine. Nu am răspuns în momentul de față, pentru că nu-mi place să răspund doar de dragul de a răspunde, dar cu siguranță, Cristiana, atunci când ne întâlnim, o să o discutăm și o să discut și eu mai departe cu colegii. Ceva similar am avut în plan să facem, dar pandemia ne-a împiedicat. Vreau să facem un festival al educației, acum în toamnă era planificat și deja aveam pe listă invitați foarte mulți din afară, care practic ar fi putut să vină ei aici în schimb de experiență și apoi să ia și ei tineri din România cu care să meargă în țările lor, din Finlanda, erau din Germania, invitați din Anglia. Deocamdată trebuie să suspendăm, sperăm că dacă lucrurile se liniștesc, vom face treaba asta în primăvară. Dar da, putem să dezvoltăm, pentru că am înțeles exact ce vrei să spui, nu e vorba doar de un eveniment, ci de o experiență întreagă susținută de autoritățile locale, putem discuta despre acest subiect. Da. Și mai avem, Cristiana? Și mai aveam bazinul de nod, dar deja am stabilit. Deja am stabilit lucrurile acestea. Bun. Mai departe, de aici lucrurile devin din ce în ce mai serioase și am avut întrebarea dacă și-ar dori să fie consultați pe viitor cu privire la luarea unei decizii în comunitatea de tineri din care fac parte. De exemplu, prin consilii, sondaje de opinie, dezbateri, ședințe, etc. Asta ați întrebat, voi i-ați întrebat pe colegii voștri, da? Și 79% au răspuns că da, iar restul nu, pentru că probabil nu sunt la fel de îndrăzneți, dar important e că avem o majoritate. Bun, dar mie mi se pare procentul ăsta extraordinar de mare și extraordinar de încurajator. Iată câtă dorință de implicare din partea tinerilor buzeni. Eu știu că ei sunt curajoși, dar asta, cum să spun, chiar mă ia prin surprindere, un 79%. Aș vrea să sugerez ceva aici, pentru că știu că lucrez și eu cu copii și cu tineri. Tinerii, da, își doresc, dar au nevoie la rândul lor de lideri tot din rândul lor. Pentru că de foarte multe ori, fiind prinși cu școala, cu hobby-urile și așa mai departe, le vine mai greu motivația de a se apuca și a face, nu știu, voluntariat sau proiecte. Și atunci ei trebuie să se grupeze și să se organizeze și apoi decidenților, să spun așa, vin, sau reprezentanților, vin către noi și putem să facem această mobilizare. Pentru că, da, foarte mulți își doresc, dar au nevoie și de această organizare internă, nu știu, pe licee, pe grupuri, pe ONG-uri, dacă e cazul. Da.
Și atunci au nevoie de acest aspect, ca și noi la rândul nostru să ne putem, să putem conlucra cu ei. Cristiana, să știi că mai avem aproximativ 5 minute la dispoziție și vreau să condensăm ceea ce mai avem de atins în discuție. Sigur, două lucruri. Ia să vedem. Ceva super, super, super important, faptul că au fost întrebați dacă doresc să-și continue activitatea profesională și după terminarea studiilor universitare, respectiv preuniversitare. Ceea ce este destul de îngrijorător este că 97% au spus că nu, pentru că nu au oportunități în oraș, nu au locuri de muncă, în domeniile în care sunt căutate, în domeniile în care și-ar dori să profeseze, da? Spui. În care au terminat sau care sunt de actualitate. Și atunci, da, e un semn de întrebare. O să te rog să răspunzi tu, Ana. Știu că primul tău răspuns va fi exemplul propriu, exemplul personal, dar pe de altă parte, sigur că discuția asta este una foarte amplă pe care nu o să o putem lămuri aici. Este vorba despre atractivitatea pieței muncii, o zonă în care nu este suficient ceea ce face administrația locală și sunt mai multe, mai multe instituții cheie care trebuie să-și dea mâna pentru a crește această atractivitate. Te rog. Am discutat cu cineva de la Comisia Europeană și îmi spunea că în momentul de față analiza lor pentru România spune că orașele de provincie pot fi salvate foarte mult prin inițiativă privată a tinerilor. Și aici nu vorbesc de a face un business mare din prima, ci start-up-uri. Analiza lor asta le-a arătat că tinerii pot aplica foarte mult pentru startup-uri. Orașele non-universitare, cum este și Buzău, clar, au această discrepanță. Deci tinerul pleacă la 18-19 ani și mă refer cel care merge la studii superioare și sigur că îi vine foarte greu să se mai întoarcă după ce s-a stabilit într-un oraș mare din țară, într-un oraș universitar sau poate chiar în afara țării. Și atunci, ce poate să facă autoritatea publică aici este să ofere foarte mult sprijin pentru deschidere de startup-uri. Și chiar am discutat cu domnul primar, sediul actual al primăriei, pentru că știți că primăria va fi mutată la Bazar, sediul actual al primăriei, după ce va fi renovat, va pune la dispoziție tinerilor spații pentru startup-uri. Adică tu, practic, nu vei plăti chirie pentru acel spațiu, sau va fi ceva extraordinar de, o sumă extraordinar de mică pe care și-o pot permite, și vor fi sprijiniți cu toate facilitățile pentru ca ei să-și poată pune în opera acea idee. Pe modelul Asiei, ei vor avea la dispoziție un an, aproximativ, în care să demonstreze că ideea lor este bună și funcționează ok. Atâta timp cât ideea lor funcționează ok, ei vor continua să fie sprijiniți. Practic, asta este soluția reală pe care noi o vedem acum, pentru că, da, dacă intrăm în profunzime, ar fi vorba de investiții majore, iar și am văzut că în ultimul timp sunt atrași mulți digital nomads, nomazi digitali, care se stabilesc fie în Buzău, fie în jurul Buzăului, fug de larma Bucureștiului sau altor orașe mari din jur și își dezvoltă aceste afaceri, mă rog, afaceri, aceste joburi la distanță, remote. Sunt variante alternative, nu trebuie să mai gândim doar că acum 20-30 de ani, doamne, da, ca după Revoluție trebuie neapărat să vină acum o fabrică uriașă și să dea foarte multe locuri de muncă. Trebuie să ne adaptăm la ceea ce înseamnă piața muncii acum și mai ales să luăm în considerare neprevăzute cum sunt pandemiile. Dar da, primăria ar putea susține startup-uri și asta ar fi o chestie foarte interesantă pentru tineri care i-ar dezvolta mult mai mult ca un simplu loc. Bun. Au mai fost întrebați, mulțumesc pentru răspuns. Au mai fost întrebați dacă și-ar dori ca pe viitor Buzăul să devină capitala tineretului. Și ca să vă povestesc cumva, să introduc și această inițiativă a Consiliului Tineretului din România, Capitala Tineretului din România este o inițiativă marca Consiliului Tineretului din România și funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului. Este cel mai ambițios program național destinat tinerilor pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret în zonele românești.
Și atunci, anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de capitală a tineretului din România și este bine sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor în dosarul de candidatură. Și atunci, eu, după părerea mea, consider că dacă Buzăul ar deveni, prin absurd, capitala tineretului din România, mi se pare că atunci, în momentul de față, s-ar pune accent mai mult decât s-a pus până acum pe comunitatea de tineri din Buzău. Pentru că, în primul rând, dezvoltă, în al doilea rând, atrage și, în al treilea rând, e mai mult decât benefic. Poate fi sigur. Buzăul capitala tineretului, Ioana Matache? Poate deveni dacă reușim să implementăm tot ceea ce am povestit mai devreme. În momentul în care vom, sau o parte din ceea ce am povestit mai devreme, pentru că sigur pot fi și proiecte pasagere, cum e un festival, dar tinerii au nevoie pentru a atrage aici și a deveni o capitală a tineretului și de partea aceasta de infrastructură care le permite să-și desfășoare anumite evenimente. Și da, următorii ani se vor axa pe aceste acțiuni. Eu tocmai de aceea sunt foarte fericită să fac parte din această echipă, pentru că pe mine asta mă interesează, educația și dezvoltarea tinerilor, și atunci am fost foarte încântată să văd că sunt multe proiecte pentru tineri, exact ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Și cu siguranță, dacă vom reuși în următorii ani să punem totul în operă, va fi un oraș candidat foarte bun pentru a deveni capitala tineretului. Da. Scurte concluzii de final. Ne apropiem de încheierea acestei prime părți a întâlnirii noastre. În partea a doua discutăm despre lucruri care țin de reluarea cursurilor în școli și marile probleme create de această pandemie. Scurte concluzii. Oana Matache, am reținut invitația pe care ai lansat-o tinerilor pentru o întâlnire în care să dezvoltați lucrurile astea. Rămâne să urmărim și noi cum se concretizează. Te rog, concluziile. Trebuie să conlucrăm. Mă bucur foarte mult să văd că deja există aceste inițiative. Practic, nu simțim că vine doar din partea noastră propunerea, avem cu cine să le ducem mai departe. Îi aștept cu mare drag la discuții, vom schimba contactele, datele de contact după emisie și cu mare drag revenim să povestim după o perioadă ce am făcut cu adevărat, pentru că asta e tot ceea ce contează dincolo, deci povestim noi aici. Trebuie să ne apucăm de treabă. Mai acum, în octombrie, gata, au trecut alegerile, perioada asta așa un pic euforică, acum chiar trebuie să facem lucrurile să funcționeze. Și îi aștept cu mare drag alături de noi. Mulțumesc foarte mult! Cristiana? Cu drag! Ce să vă spun, că așa ca o concluzie, tineretul activează ca principal factor în dezvoltarea urbană a unui oraș. Deci, da. Cam... Bun. E bine că aveți motoarele așa de bine turate. Da. Nu rămâne decât să puneți în operă toate inițiativele astea pe care le aveți. Este foarte important că aveți calea asta a dialogului și dacă vă potigniți, aici suntem. Facem și medierea asta dacă la un moment dat nu funcționează lucrurile așa cum trebuie. Important este să vă urmăriți proiectele astea pentru că ele sunt într-adevăr foarte frumoase și iarăși foarte important să continuați să spuneți ce vă place și mai ales ce nu vă place la oraș. E condiția esențială pentru progres, pentru a mișca lucrurile, pentru a le urni în direcția în care ne dorim și, repet, tinerii noștri sunt mult mai curajoși decât noi adulții trecuți de o anume vârstă. Știți, noi ne gândim de 10 ori dacă să spunem un lucru, dacă se cade, dacă nu se cade, dacă e momentul potrivit. La tineri nu o să vedeți lucrul ăsta și mai este și foarte mult entuziasm. Ați auzit-o pe Cristiana, ați auzit-o și pe Oana Matache. Cred că n-are rost, nu vă conving eu cu ce vă spun, v-au convins cu siguranță ele. Mulțumesc foarte mult pentru participarea în această după-amiază. Doamnelor, domnilor, ne pregătim de o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni cu situația...
destul de fragilă a cursurilor în școli astăzi la reluarea în diversele scenarii valabile în localitățile din Buzău și Vrancea. Facem o analiză punctuală pe cele două județe și sigur privim și la ultimele cifre privind infectările în sistemul de învățământ. Rămâneți cu noi! Domnilor, din nou suntem la a doua parte a întâlnirii noastre de aici de la Focus News. Vă spun, vă promiteam că o să discutăm despre situația din învățământ, pentru că astăzi parte dintre elevi au revenit în bănci, parte continuă să învețe în online. Sunt și școli noi care și-au suspendat cursurile trecând în scenariul acesta roșu. Avem o situație care a fost actualizată la începutul acestei săptămâni, luni. A luat act Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de modificarea condițiilor din unele școli din Buzău. O să le dăm citire pe rând, dar înainte de asta, sigur că v-am rămas datoare cu câteva știri din politic și vă spuneam că una dintre știrile zilei arată așa, că liderul PSD Marcel Ciolacu s-a autoizolat astăzi după ce mai mulți colegi de-ai săi din organizația de la Sălaj, pe care liderul PSD Marcel Ciolacu împreună cu Paul Stănescu a vizitat-o vinerea trecută, mai mulți lideri de acolo au fost testați pozitiv, au un diagnostic COVID-19, prin urmare, fiind contact direct, șeful PSD s-a retras, s-a autoizolat și a mers să se testeze. Este o chestiune de ore până când Marcel Ciolacu va afla dacă este sau nu pozitiv. Între timp a anunțat că nu are simptome, dar vestea asta a produs foarte multă emoție și la Buzău, pentru că Marcel Ciolacu s-a aflat în cursul zilei de duminică aici la Buzău, unde a venit să-și susțină colegii din organizație. Uite așa s-au întâlnit dimineața și vedeți cum au dat mâna, altfel un gest care i-ar putea costa foarte mult pe PSD-iști dacă în orele următoare sau cel târziu mâine Marcel Ciolacu va afla că este pozitiv. Vedeți acolo în imaginile acestea, s-a discutat fără mască, o expunere e drept în spațiul liber, nu, da, treaba asta cu dat mâna s-ar putea să fie un gest. Acum asta justifică și temerile în organizația PSD Buzău, printre cei care au stat în preajma liderului Partidului Social Democrat. Sunt câteva cadre astea de la ora 8 dimineața, ceea ce nu vedeți noastră aici, dar am difuzat în ziua alegerilor. A fost momentul sosirii primarului Constantin Toma la vot. La fel au dat mâna cei doi PSD-iști, dar și soția primarului Constantin Toma a dat mâna cu liderul PSD. Marcel Ciolacu acum a mai stat și la sediu o bună bucată de timp, acolo au mai fost și primari din județ, au mai fost și consilieri județeni, a dat și declarații Marcel Ciolacu. Prin urmare, cercul ăsta al posibililor contacții este destul de extins. Până când va veni vestea care să infirme sau să confirme o infecție în cazul său? Vă spuneam că sunt multe, multe emoții și mai am un subiect din politică. Ați văzut ce frumoasă a fost dezbaterea de mai devreme pe proiecte, pe lucruri concrete care pot fi, pe construcții care se pot face.
Din păcate, dacă privim spre Focșani, încă n-am ajuns la momentul acesta al dezbaterilor punctuale pe probleme care pot fi rezolvate și pe proiecte care pot fi demarate. Cred că o să mai treacă mult timp acolo până când se va ajunge la o asemenea dezbatere. Deocamdată au fost validate de către Biroul Electoral Central rezultatele scrutinului de acolo și rezultatele astea arată foarte, foarte complicat dacă ne uităm la modul în care au fost repartizate mandatele în Consiliul Local. Haideți să vedem și unde avem repartizarea asta, ca să discutăm așa cu lucrurile foarte, foarte clare. Dar nu numai repartizarea este complicată în Focșani, pentru că, de fapt, acolo nu s-a stabilit clar cine va forma o majoritate, iar chestiunea asta urmează să se negocieze, dacă nu cumva or fi început negocierile, pentru că, de fapt, cele două voturi care vor înclina balanța, primarul Cristi Misăilă are doar 10 consilieri care vor fi de partea sa, consilieri din formațiunea pe care o reprezintă. Partidul Național Liberal are 11 și această situație va fi echilibrată de cele, PNL are 10 și PSD 9, iertați-mă. Situația asta va fi echilibrată și majoritatea va fi formată cu cele două mandate de la USR. Practic, sunt două mandate de aur, dacă vreți, pe care le au useriștii în momentul de față și o poziție foarte bună de pe care pot negocia. Dar până să înceapă negocierile, trebuie să vă mai spun că, deși a fost validat rezultatul de la votul pentru Consiliul Local Municipal și pentru funcția de primar al municipiului Focșani, lucrurile sunt în continuare foarte complicate acolo. Există o cerere de anulare a alegerilor pentru funcția de primar al municipiului din circumscripția electorală numărul 1 Focșani. Este formulată de Partidul Național Vrancea și se referă la modul de numărare și totalizare a voturilor și de înregistrare a rezultatului votării în cele 58 de procese verbale înregistrate în tot atâtea secții. Acum trebuie să vă spun că chiar dacă a fost validat rezultatul acesta, potrivit legii, cererea aceasta de anulare mai poate fi soluționată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial. Din momentul în care vor fi publicate, cererea asta nu mai poate fi soluționată. Ea se află în momentul de față pe site-ul Biroului Electoral Central, dar nu are o soluție dată. Dar haideți să vedem ce spun liberalii. Spun așa că președinții secțiilor de votare, atunci când n-au reușit să obțină cheia de control pe acele procese verbale, au procedat fraudulos, fără nicio verificare a buletinelor de vot utilizate în secție, la modificarea procesului verbal de consemnare a rezultatului și au reglat cheia asta din pix. În mod concret spun ei că au existat voturi nule menționate ca fiind valide, deci din voturile nule au fost, prin aceste modificări din PIX, au fost trecute ca valide la alți competitori electorali, ceea ce, potrivit liberalilor, constituie eroare gravă cu privire la numărarea voturilor valabile exprimate pe competitori electorali, cât și a verificării voturilor nule identificate pe fiecare secție de votare și pe fiecare competitor electoral. Mai spun liberalii că au vrut să participe la lucrările din Biroul Electoral de circumscripție, inclusiv la momentul la care s-au preluat aceste procese verbale, dar a fost invocat un ordin al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, prin care li s-a explicat că nu pot fi în acel birou decât maxim 20 de persoane și că era deja atinsă cifra aceasta. Referitor la voturile acestea anule, cererea de anulare pe care au transmis-o liberal din Focșani către Biroul Electoral Central, se arată că au existat 784 de voturi nule utilizate în modul de mai devreme explicat,
număr care ar reprezenta 3% din diferența de voturi dintre competitorii Cristi Misăilă și Ion Ștefan din partea Partidului Național Liberal. Acum, rezultatele finale arată așa că victoria a fost în favoarea lui Cristi Misăilă cu un procent mai mare, cu o diferență mai mare de acest 3%. Practic, Cristi Misăilă a obținut 47,1%, în timp ce Ion Ștefan a obținut 40% din voturile focșănenilor. Cum o să se soluționeze situația aceasta rămâne de urmărit în perioada imediat următoare. V-am explicat care sunt acuzațiile de fraudă acolo, pentru că ele se înscriu într-un tablou mai larg și vedeți ce se întâmplă în momentul de față la București în privința modului în care se validează rezultatele de la alegerile din sectoarele capitalei. Lucrurile sunt foarte complicate, cu acuzații care mai de care mai grave. Trecem însă, lăsăm pentru moment politica, acum cu siguranță noi o să mai avem de discutat în zilele următoare, mai ales că vă spuneam că la Focșani sunt așteptate negocieri care să încline balanța în favoarea unuia sau altuia dintre competitori. O să urmărim și lucrurile astea și o să vă ținem la curent cu ele, dar un alt domeniu în care privim cu atenție și cu mare îngrijorare este cel al învățământului. Elevii au revenit astăzi la cursuri în unele dintre școli. Situația actualizată, potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, la începutul săptămânii, arată că s-a trecut în scenariul roșu la școala gimnazială Mătești din comuna Săpoca. De asemenea, în cadrul acestei ședințe au mai fost stabilite scenarii diferite față de cele inițiale, s-au modificat scenariile, ținând cont de rata de infectare de la nivelul fiecărei unități administrative, calculată de Direcția de Sănătate Publică și astfel se modifică scenariul de desfășurare a cursurilor în comuna Berca, la Liceul Tehnologic, la grădinița cu program normal, la grădinița cu program prelungit din Berca, școala primară Joseni, grădinița cu program normal din Pleșcoi, dar și cea din satul Rătești și de asemenea din satul Valea Nucului. La Săpoca, iarăși vă spuneam că s-au luat măsuri de genul acesta în comuna Gălbinaș și începând cu data de astăzi se apropă trecerea de la scenariul verde, la cel galben, de funcționarea unităților de învățământ de la Costești, școala gimnazială din comună, dar și grădinița cu program normal din satul Pietrosu, cea din Spătaru și școala gimnazială din satul Spătaru trec în acest scenariu galben. Se menține scenariul galben de funcționare la restul unităților de învățământ, așa cum au fost ele stabilite la început de an școlar. Și toată situația aceasta o puteți consulta și dumneavoastră pe site-ul instituției prefectului. Acum, cum s-au reluat cursurile astăzi și dacă au fost alte probleme, o să ne ajute să ne lămurim domnul Cristache Bratu, este vice-liderul Sindicatului Învățământului Preuniversitar. Bună seara, bun venit alături de noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Domnule Bratu, dincolo de cifrele astea, de lucrurile astea oficiale cărora le-am dat eu citire aici, știu că dumneavoastră sunteți mult mai conectat la ce se întâmplă în mod concret în unitățile de învățământ și spuneți-mi cum s-au reluat astăzi cursurile. Au fost probleme? S-au făcut acele dezinfecții peste tot? S-au respectat regulile? Au fost situații care v-au fost semnalate din teritoriu? Da, cursurile au fost reluate cu mare precauție și în toate unitățile școlare s-au luat măsuri de dezinfectare a spațiilor, a curților, au fost instalate preșuri îmbibate cu soluție dezinfectantă pe care elevii trec și își șterg picioarele, se spală pe mâini. Deci totul pare ca o militarie, o unitate militară în curțile unităților școlare. Ceea ce vreau să spun eu este că problemele, vedeți, noastră apar nu numai din cauza elevilor, ci pot apărea și din cauza profesorilor. Pentru că mă gândesc că la Costești, știți, nu e bine că se respectă datele astea cu caracter personal. Un profesor nu are ore numai într-o școală și atunci se deplasează de la Costești la Spătaru, de la Spătaru, dacă e de limbi străine, la grădiniță și așa mai departe.
Și dacă intervine un caz din acesta de infectare cu virusul acesta, bineînțeles că situația este foarte gravă. Și ați văzut că și la liceul economic, profesorul se ducea la mai multe clase. Da. Deci iată că ne aflăm practic într-o imposibilitate. Chiar dacă elevii stau cu minți în banca lor, respectă spațiile în curtea școlii și așa mai departe, uite că se poate întâmpla de la profesori. Dar dacă stăm și ne uităm la statistici, la ce ați prezentat dumneavoastră, sunt foarte puține cazuri din acestea în județul Buzău și mai mult, cum ați prezentat dumneavoastră, unele școli au avansat, adică au trecut la scenariu verde, unele, bineînțeles, au regresat la scenariu galben, scenariul acela roșu, întâmplându-se la o grădiniță din Săpoca, la Mătești, sau chiar și am înțeles și la una din Buzău, la Bobocii, parcă, să nu sperii pe cineva, dar am citit și eu în presă lucrul acesta. Nu speriați pe nimeni, altfel nu. Situația asta poate fi și consultată pe site-ul prefecturii. Da. În altă ordine de idei, eu aș vrea să, ca sindicalist așa și ca apărător al drepturilor noastre, chiar salariale, aș vrea totuși să remarc o situație. Vedeți, dumneavoastră, aceste alegeri au însemnat un cost suplimentar. Sunt foarte scumpe soluțiile acestea de dezinfectare. Toate măsurile care se iau, ori au trebuit practic niște cheltuieli destul de mari, făcute cu ocazia acestei votări și bine ar fi dacă dumneavoastră, presă fiind, ați afla cine a decontat cheltuielile acestea. Nu cumva tot din banii alocați învățământului, din PIB-ul ăsta care nu se mai respectă, din cota parte a PIB-ului care nu se mai respectă la niciun legislație, nu se dau 6% din PIB. Deci nu cumva, în loc ca să suporte din cheltuieli electorale, să zicem, soluția, sau măs, sau ce să mai făcut, am dat tot din banii școlii. Deci chiar aș da așa o idee să vedem de unde s-au cheltuit sumele acestea pentru dezinfectările acestea. Pentru că n-a fost o dezinfectare obișnuită. Vedeți, noastră, că în școli au intrat acum mult mai multe persoane. Deci au fost, pericolul a fost mult mai mare. Da, spuneți acum în momentul ăsta electoral, când au funcționat. În momentul acesta electoral. Da. În altă ordine de idei, eu astăzi chiar am avut ore, din fericire nu am ore la multe clase, fiind inginer, am module tehnice și am ore la mai puține clase. Am constatat însă o mare bucurie pentru elevii care au venit la școală și constat că am clasa împărțită în două grupe. Jumătate sunt online, jumătate sunt în clasă. Cei de acasă sunt mult mai supărați, mai abătuți, mai altfel. Deci ăștia, îi văd acum care au venit, sunt foarte bucuroși. Chiar cu această izolare. Deci e clar că școala trebuie făcută la școală. Da, deci, da, în măsura în care se poate face lucrul acesta, pentru că, iată, astăzi a venit o știre care ne arată că au intrat în izolare un număr, cred că destul de important de profesori. Imediat o să ajung la cifra aceasta, să-i dau citire. O secundă, că m-am încurcat într-un... Bun, eu zic așa, haideți să pregătim colegii din regie să pregătim și... Deci 8 profesori și 4 elevi avem în izolare potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică. Avem și unitățile. În județul Buzău, da? Da, unitățile din care ei provin sunt unități știute ca fiind în scenariu roșu în momentul de față. Este grădinița Mătești, de care am spus ceva mai devreme, școala din Izvorul Dulce, liceul economic despre care spuneați și dumneavoastră, grupa de la Bobocei și școala 1 de la Râmnicu Sărat. Acestea sunt...
unitățile din care provin cadrele medicale, cadrele didactice și elevii. Dar, domnule Bratu, înainte să mergem mai departe, vă propun să ascultăm și vocea autorității sanitare. Este vorba despre doamna doctor Scântei, medicul epidemiolog șef din cadrul DSP Buzău, despre situația școlilor la zi. Haideți să ascultăm. Această dată, deși numărul îmbolnăvirilor nu ne creează o stare neprielnică, să zic așa, pentru că nu avem foarte multe îmbolnăviri și am reușit să gestionăm foarte bine tot ce a apărut în nou, fără forme foarte complicate de boală. Suntem într-o monitorizare a teritoriului, pentru că se vor întoarce elevii în școli, pentru că adulții ar putea între timp să dezvolte alte infecții și pentru că noi trebuie să știm și să intervenim cu promptitudine. La această dată nu există situații îngrijorătoare în teritoriu și în continuare obținem informațiile, oamenii s-au informat, deja s-au familiarizat cu toate aceste scenarii, în special cei care lucrează în segmentul didactic și avem un circuit informațional foarte bun și bine pus la punct. Da, ce ne spune de fapt doamna doctor Scântei? Ne spune că, deși suntem în situația asta cumva stabilă, este o situație foarte fragilă și lucrurile se pot schimba în mod substanțial de la o zi la alta. Domnule Bratu, vă rog să rămâneți alături de noi. Vine și Claudia Toader, colega mea din Vrancea, pentru că vrem să aruncăm și acolo o privire, să vedem cum au revenit astăzi elevii la cursuri. Știu că sunt și acolo suspiciuni, se fac și acolo testări în unele unități de învățământ. Te salut, Claudia! Te salut, Cătălina! Bun găsit tuturor! Da, sunt nu doar suspiciuni, avem chiar și câteva confirmări care au determinat măsuri radicale, cum e, de exemplu, la grădinița numărul 18 din Focșani, acolo o bucătăreasă și încă o angajată din personal auxiliar a grădiniței au fost testate pozitiv, mai întâi bucătăreasa, apoi și o a doua persoană. O a treia persoană se află în carantină și acolo autoritățile au luat măsura suspendării cursurilor pentru o perioadă de 2 săptămâni. Chiar la această oră are loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care se stabilesc noile scenarii după care vor funcționa în următoarea perioadă școlile și pot să spun că grădinița 18 este singura care va fi închisă. Exista la un moment dat, chiar astăzi a apăruse informația că se vor închide toate școlile din comuna Păulești, pentru că aici s-a depășit acea rată de incidență de 3 cazuri la 1000 de locuitori și măsura ar fi fost următorul pas care trebuia făcut, dar cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică recomandă ca în continuare cursurile să se desfășoare și la școală și online, deci practic după un scenariu verde nu se impune închiderea școlilor chiar dacă s-a depășit această rată, pentru că până la urmă vorbim despre 6 cazuri înregistrate într-o comună și măsura aceasta vine pentru că practic nu e vorba de o infecție din comunitate. Toate cele 6 cazuri sunt înregistrate într-o singură familie, așa că se dispun măsuri suplimentare de prevenție. Să va fi nevoie ca medicii să facă niște controale mai amănunțite, mai dese, un triaj epidemiologic al elevilor care merg la școală. De asemenea, angajații primăriei și personalul primăriei, dar și alte structuri din comună vor trebui să meargă din poartă în poartă, să informeze pe oameni că trebuie să poarte masca de protecție, trebuie să respecte toate măsurile ca să nu fie înregistrate și alte cazuri. Dacă se va impune la un moment dat, poate se vor suspenda și cursurile, dar deocamdată acestea nu se suspendă, nu se mută școala exclusiv în online.
Mai sunt două unități de învățământ unde câte o clasă sau două își suspendă cursurile. La școala gimnazială din Vidra, de pildă, clasa a 5-a și o clasa a 6-a își vor suspenda cursurile. Aici în școală trei profesori au fost testați pozitiv, din ce am înțeles. Aceștia au predat doar la cele două clase, așa că timp de două săptămâni copiii vor învăța doar de acasă. Și de asemenea, o grupă mare de la grădinița numărul 19, care este structura grădiniței 17, va sta de asemenea acasă, toți copiii vor sta acasă după ce educatoarea lor a fost testată pozitiv. În rest, nu mai sunt probleme foarte grave, mai sunt cazuri de persoane care sunt contacti ai unor confirmați, fără ca aceștia să fi fost confirmați. De pildă, la școala 3 e un caz, sunt doi elevi considerați doar contacti ai mamei testată pozitiv. Aceștia rămân acasă, dar la nivelul școlii s-au luat toate măsurile de dezinfecție, nu se impune mutarea orelor în online, mai ales că se respectă, copiii merg la școală cu măști, se dezinfectează, totul e în regulă. La fel, o situație similară și la colegiul economic, un elev care este în contact al unui pozitiv, nici aici nu se suspendă cursurile. În linii mari, scenariile rămân cum au fost și până acum, fără să fie înregistrate creșteri substanțiale, cu excepția cazului de la Păulești despre care am vorbit. Da. Și cred că ar mai fi de spus că astăzi avem 18 cazuri noi la Buzău și tot 18 și în Vrancea. Domnule, Claudia, te rog să rămâi alături de noi. Domnule Bratu, revin la dumneavoastră. În afara acestor evoluții epidemiologice, spuneți-ne dacă mai aveți cunoștințe de situații în care profesorii renunță la învățământul acesta în formatul clasic și cer să-și desfășoare orele în online exclusiv. Da, înainte de a vă răspunde, vreau să remarc faptul că 8 cazuri printre profesori sau didactic auxiliar sau neodidactic, da, nu sunt foarte multe. În județul Buzău sunt în jur de 4.000. Numai noi la sindicat avem 4.000 de persoane. Așa, deci nici în cazul elevilor. Și observ că și la Vrancea și la Buzău situația este aproximativ aceeași. Și aș mai vrea să remarc, foarte bine a spus doamna de la Vrancea, dacă avem o familie în care sunt toți, ați văzut, contact sau sunt testați și sunt pozitivi, păi atunci măsurile trebuie îndreptate, nu neapărat împotriva școlii. Că da, pentru că vorbim de un focar și situația, sigur, asta cred că am avut-o și în județul Buzău. La Cernătești, da, s-a întâmplat asta, când, sigur, știți foarte bine că aveam un focar într-un azil. Acolo trebuie să ne îndreptăm atenția. Cum era în situația de urgență? Să fie izolare, să-i păzim, să-i, da, le dăm hrană, să-i ținem acolo, să-i învățăm acasă, să învețe acasă. Nu să închidem școala, că așa e foarte simplu, luăm repede măsura de a închide școlile, de a nu, face da, numai aici online. Stați un pic, că se impune a fi făcută o precizare. Comitetele acestea județene pentru situații de urgență au cumva posibilitatea de a analiza împreună cu epidemiologii din cadrul direcțiilor de sănătate publică și punctual, dacă vorbim despre un focar, de a lua decizia ca școala, da, să nu fie afectată. Și asta s-a întâmplat de fapt aici la Cernătești, da? Există un ordin de care se ține cont, trebuie să fie trei cazuri într-o școală de pozitivi, într-o clasă de pozitivi, deci ca să se, într-o școală dacă sunt trei se suspendă, dar depistați, testați pozitiv, da? Nu, da, că sunt contacti, da. Ei, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, să știți că de la ultima emisiune la care am participat au mai fost întrebări și solicitări ale personalului didactic de predare, în primul rând, prin care doreau să desfășoare activități numai online. Deci e clar că există o temere mare printre profesori, învățători, educatori și așa mai departe, de a nu se infecta cu acest virus.
și chiar profesori de la licee, dar iar majoritatea cazurilor, absolut, aproape aș spune, la persoanele mai în vârstă. Da. Și dacă până acum, doamna Cătălina, la noi în învățământ aveau posibilitatea profesorii să iasă la pensie bărbații și femeile la 65 de ani, că au căpătat dreptul constituțional și femeile, și să mai prelungească încă 3 ani, că aveau dreptul să-și mai prelungească activitatea, anul acesta au fost multe situații în care n-au mai stat colegele noastre nici până la 65 și au ieșit la pensie, la împlinirea vârstei, că acum la femei, aveți o statistică, exemplu, la nivel de sindicat, domnule Bratu? Nu, n-am făcut această statistică, pentru că de multe ori să știți că nu știu dacă e chiar așa bine. Nu, de ce să zic că ies la pensie că-s bolnavă? Dar au fost, deci s-au dus, au făcut cereri, cererile sunt înregistrate la inspectorat, nu. Da. Deci au ieșit la pensie. Deci pur și simplu au ieșit la pensie. Da, adică au uzat de un drept fără să existe motivat, dar dumneavoastră știți din discuțiile cu dascălii că motivația a fost asta, asta ne spuneți, da? Motivația, da, categoric, a fost această teamă de îmbolnăvire, pentru că, vedeți dumneavoastră, este foarte greu să desfășori activități online la grădiniță, la clasele mici, pregătitoare, ce ne facem când ai ore la 8, la 12, trebuie să fii acolo în clasă. Și riscul este mare. Și a treia remarcă deosebită. Vedeți, noastră, că acum în școală, cu ocazia acestei votări, s-au putut plimba virușii ăștia, nu doar de la elevi, ci de la mult mai multe persoane. Și e clar că e un moment critic. Să sperăm că... Păi bun, dar rostul acestor dezinfecții, că de asta am început discuția cu modul în care s-au făcut. Rostul era să neutralizeze tot ce ar fi putut fi. Să neutralizeze tot, da. Și să știți că eu chiar am văzut-o deosebit și la liceu, unde sunt eu, la liceu agricol, dar și în alte părți unde am fost, că umblu prin școli mult mai multe. Deci există o atenție deosebită dezinfectării. Da. Claudia Toader, ce ne poți spune? Cum s-au făcut în Franța operațiunile astea de dezinfecție după procesul electoral? În absolut toate școlile în care au fost amenajate secții de votare s-a făcut dezinfecție și se face dezinfecție zilnic, deci din acest punct de vedere chiar toată lumea a luat foarte în serios amenințarea acestui virus. Sunt respectate regulile, cel puțin la nivelul instituțiilor de învățământ, fie că vorbim de grădinițe, creșe, școli generale, licee, chiar nu e nicio diferență. Peste tot se dezinfectează, peste tot există un stoc de măști de protecție pentru elevii care uită să vină cu ele pur și simplu și se prezintă la școală fără o mască de protecție, se respectă toate acele circuite care au fost impuse. Elevii în pauze stau în clasă sub supravegherea profesorului, nu merg în pauză decât dacă au nevoie la toaletă sau să bea apă. În rest, chiar nu sunt probleme. Da, așa stau lucrurile, așa de bine stau lucrurile și la Buzău, domnule Bratu. Da, deci și la Buzău stau foarte bine, numai că eu aș avea o remarcă. Este, așa e, stau copiii liniștiți în bancă, dar știți dumneavoastră, copilul este tot copil. Eu am 43 de ani vechime în învățământ și știu ce înseamnă un copil. De la vârsta mică și până la liceu are diferite preocupări. Când e mic se joacă, când e mai mare se îndrăgostește și așa mai departe. Și vedeți dumneavoastră că este foarte greu să se abțină de a nu se juca cu colegul, de a nu... Adică ce spuneți dumneavoastră este că oricât de stricte ar fi regulile astea, copiii tot le mai încalcă și nu o să putem să-i punem la zid. Este omenesc, e în comportamentul uman, pentru că nu îi putem transforma niște roboți să meargă numai pe săgeată, să stea numai cu mască sau, dar să nu se atingă, să nu... Dar sperăm că datorită acestor măsuri
de dezinfectare, luate și colaborării tuturor factorilor, nu se vor îmbolnăvi. Noi asta sperăm. Și dacă nu vor aduce virusul nici din familie și, uite, mai vă dau eu un loc unde poate fi agățat virusul ăsta. La mine, la liceu și la alte licee, mai ales tehnologice, mulți elevi fac naveta. Mai gândiți-vă însă că și în comune plimbăm elevii cu microbuzele școlare, că am fost noi așa de deștepți în învățământul ăsta, factorii ăștia de conducere, am desființat școlile mai mari. I-am adus grămadă, îi aducem numai că ne-au coordonat tot niște contabili, să nu dea bani mulți pentru profesori. Cât mai mulți în clasă, că am vrut să-i facem mai ceva ca oile în clasă. Da. Și îi aducem cu microbuzul școlar, care n-are decât 15 locuri, 14 locuri, 15, 16, 18, acolo câte o fi având, depinde de mărimea lui, îi înghesuim și acolo. Însă, înghesuiala și mai mare e pe navetă, că vin elevii navetiști, fac naveta și vin la licee și nu cred, deci sigur nu, este imposibil, din moment ce e o singură cursă, dimineața, la ora 7, care vine spre Buzău dintr-o localitate, sunt atâția elevi navetiști, nu cred că stă unul un scaun, da, unul nu, cum se circulă în oraș. Deci aici trebuie iarăși o mare atenție din partea organelor acestea, la comitetul ăsta de urgență de care povestea noastră. Da, este adevărat, da, toate studiile ne arată că mijloacele de transport sunt locuri în care riscul de contaminare este ceva mai mare și se recomandă așa, ca să nu fie risc din ăsta de contaminare sau ca să mai fie scăzut un pic, în primul rând să se evite aglomerația și aici într-adevăr s-ar impune controle zilele acestea, mai ales pe microbuzele care fac transport către mediul rural. Claudia, ai semnale de genul acesta? În Vrancea sunt probleme cu supraaglomerarea mijloacelor de transport? Nu am semnale privind supraaglomerarea mijloacelor de transport, însă vreau să subliniez altceva, că la noi în județ multe luni a fost o transmitere comunitară accentuată, dar în ultima vreme la noi a fost o evoluție descendentă vizibilă. Azi s-au înregistrat într-adevăr 18 cazuri, e un număr foarte mare de cazuri dacă este să ne raportăm la situația pe care am înregistrat-o în ultimele zile, iar acum autoritățile sanitare nu mai vorbesc despre o transmitere comunitară, ci despre focare familiale. Sunt cei care se îmbolnăvesc în familie, pentru că acasă e firesc. Mergem, ne îmbolnăvim cumva, ajungem acasă, transmitem virusul în familie. Și un semnal foarte bun în județul Vrancea este că numărul cazurilor active este foarte scăzut în comparație cu tot ce am avut până acum la nivel de județ. Cred că am ajuns la cel mai scăzut număr de cazuri active, circa 200 de cazuri. O rată a vindecărilor aproape egală cu cea a îmbolnăvirilor înregistrate de la începutul pandemiei. La noi a fost acel apogeu înregistrat în a doua jumătate a lunii iulie și a prima jumătate a lunii august, după care a scăzut considerabil. Ce drept aglomerație, că de la aglomerație pornisem, se mai vede pe aici, pe acolo. Am mai văzut în stațiile de autobuz unde ajung microbuzele, autobuzele care au curse intrajudețene, că sunt bun, mulți. Și mai e o chestiune, Claudia Toader, domnule Bratu, mijloacele astea de transport în comun trebuie să fie la capătul cursei, să fie bine aerisite și igienizate. Întrebare, cine se preocupă să le verifice? Că eu n-am văzut niciun control de când a început pandemia asta pe mijloacele. Conducătorul auto are răspunderea să facă lucrul. Cine îl verifică pe conducătorul auto? Există organe, există. Dar ar trebui să-i verifice. Ar trebui, ați văzut? Corect ați spus. Da. Eu vă spuneam că deci, eu ca jurnalist n-am dat nicio știre despre astfel de controle. Să vedeți. Eu vă invit să veniți dimineață în autogară. Da. Eu sunt diriginte la clasa nouă și știu câți navetiști am în clasă. Din 29 am 23 de navetiști.
Deci, și cum e? Vă dați... Păi nu, că și eu, uitați, ultima oară am fost în autogară astăzi și vă spun așa, am văzut tineri care tocmai ieșiseră de la cursuri și mai dădeau masca jos să mai scape un pic, să mai respire. I-am văzut stând în grupuri foarte aproape. Dumneavoastră ce vedeți? Eu îi mai și văd, îi mai și întreb, că de-aia sunt diriginte și îi mai și sfătuiesc, de exemplu, măi, dacă... Doamne ferește, nu mai este acum o rușine să te îmbolnăvești, să iei acest virus. Nu e o pată pe tine, n-ai făcut o crimă. Atunci vino și spune, dă telefon. Domnul diriginte, doamna învățătoare, uite s-a întâmplat nenorocirea. Rămână online, vă rog să mă scuzați și așa mai departe. Nu ascunde, deci nu ascunde. Și acum ne vom confrunta, vedeți dumneavoastră că deja este frig afară, vor veni bolile acestea de sezon și copiii vor răci. O să fie o mare confuzie, o mare problemă, că toate produc temperatură. Îți iau temperatura când intri în școală și o să ai temperatură, te trimit acasă. Ăla micu plânge, ăsta mare, cine știe, se duce, pleacă pe străzi. Ce o mai face? Da, orice ar fi, suntem obligați în perioada asta să suflăm cu banii la urt. Da, dar vedeți dumneavoastră, trebuie să facem o distinție și atunci familia să fie cea responsabilă și să spună, copilul meu este răcit, în familie nu avem COVID, deci este răcit, nu e atât de grav ca să ajungem să facem nu știu ce, să dăm boala și altora. Deci chestiunea aceea de a rămâne virusul, de a-l izola în familie, este extrem de bună. Țineți dumneavoastră minte că în starea de urgență, unde se întâmpla, că veneau din altă parte, că aveau sau nu aveau, intrau într-o carantină și erau izolați și erau verificați. Eu am fost, de exemplu, la cineva să mi-are un teren, n-a putut să meargă, domnule, că era în izolare și îl păzeau, era în consemn, înțelegeți? E, așa trebuie luate măsurile la nivelul familiilor. Și trebuie făcută această distinție între COVID, între virus, cu îmbolnăvirea de la virusul ăsta și o situație gripală, roșu în gât, te doare capul și așa mai departe. Și medicii de familie, medicii pediatri, de asemenea, să se implice. Și să avem această siguranță. Mulțumesc foarte mult, domnule Bratu. Mi-aș fi dorit să mai continuăm discuția asta, dar ne presează timpul și ne presează finalul de emisiune. Mulțumesc, Claudia Toader, pentru informațiile aduse din Franța și pentru că suntem în zona aceasta a discuțiilor despre riscuri și despre riscuri de transmitere a unor virusuri. Trebuie să ne oprim și la un alt subiect. Este vorba despre campania de imunizare împotriva gripei sezoniere. O să-i rog pe colegii mei să facă legătura cu domnul doctor, să avem această legătură, pentru că există o știre pe care vă recomand pe site-ul Șansa News și care arată că Buzăul a primit și vaccinul antigripal pentru bebeluși, dar că foarte mulți părinți, nu numai de bebeluși, ci și de copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani, refuză această vaccinare antigripală. Lucrurile sunt extrem de complicate în sezonul pe care îl traversăm, pentru că, deși a început imunizarea asta mult, mult mai devreme față de anii trecuți, iată, în luna septembrie, din păcate există în continuare un risc major de suprapunere a acestor infecții și despre acest pericol major au tot vorbit medicii în ultima perioadă. De altfel, de aceea există și această mobilizare a medicilor de familie. Avem legătura cu unul dintre medicii de familie din județul Buzău, domnul Dragoș Gavrilă. Bună seara! Salut, mâinile! Bună seara! Domnule doctor, spuneam așa că există o știre, sursa acestei știri este Direcția de Sănătate Publică, printr-o voce autorizată, cea a medicului Carmen Scântei, care arată că vaccinarea aceasta antigripală la copii, nu decurge chiar așa cum și-ar fi dorit autoritățile și asta din cauza refuzului unor părinți de a imuniza pe micuți. De unde știe Direcția de Sănătate Publică despre lucrul ăsta? Apoi de la medicii de familie, cărora le-a cerut să catagrafieze populația care se încadrează în categoriile vulnerabile și care beneficiază de vaccinare antigripală gratuită și a primit mesajele astea de la medici din teritoriu. Spuneți-mi cum a fost la dumneavoastră situația punctuală așa?
În situația mea, să spun că am dus o muncă de lămurire mai aplicată cu părinții pentru a-i convinge că aceste vaccinări nu fac decât bine. Știți foarte bine că în media, în ultimii 2-3 ani, s-a dus o mare campanie, o enormă campanie împotriva vaccinării copiilor, inclusiv de la naștere. Lucrurile astea se repercutează și în această campanie de vaccinare. Dar nu neapărat media a adus această campanie, domnule doctor, ci un curent antivaccinare foarte puternic în România și pe care, iertați-mă, dar la nivel de discurs, autoritățile n-au putut să-l combată până în momentul ăsta. Păi nu putem să-l combat odată ce toate canalele media au preluat acest curent. Și unde deschizi orice internet, orice televizor, vezi specialiști în ghilimele care explică fel și fel de bazacone despre vaccinuri. Oameni care habar nu au ce este acela un vaccin. Da. Nu sunt de acord, dar nu asta e dezbaterea noastră din această seară. Haideți să vedem care este situația punctuală. 1. Deci avem această categorie 3-5 ani, pentru care avem distribuite până la momentul de față 6500 de doze de vaccin antigripal la nivelul județului Buzău. Și spuneți așa că ați dus muncă de lămurire cu părinții acestor copii. Ați reușit să-i convingeți? Bineînțeles că am reușit să-i conving, deoarece această categorie, 3-6 ani, aici vorbim despre copiii de la grădiniță. Se știe că în fiecare sezon apar mari probleme în grădinițe. Vedem grădinițele iarna depopulate de copii, pentru că toți acei copii răcesc și doamnele trimit acasă și acei copii practic nu merg absolut deloc la grădiniță pentru că sunt răciți. Ei, pentru a nu se mai întâmpla acest fenomen și copiii avea parte de educație, acest vaccin este esențial. Pentru că să avem peste iarnă copiii sănătoși și să nu mai avem acele depopulări ale grădinițelor. Mi se pare important și pentru părinți și pentru cadrele didactice. Deci pe lângă medici și cadrele medicale, această luptă de explicare a binefacerilor vaccinurilor trebuie să o ducă și cadrele didactice. Pentru a nu mai vedea grădinițe depopulate. Asta e adevărul. Da, asta pe de o parte, da, pe de altă parte l-ați auzit probabil mai devreme pe domnul Bratu, care explica așa faptul că se vor naște tot felul de situații din confuzia aceasta între simptome, simptomele unei gripe obișnuite și simptomele infecției cu COVID-19. Și atunci chiar și acea măsurare a temperaturii va duce la eliminarea imediată a copilului din comunitate, de la grădiniță sau de la școală. Și atunci poate că și temerea asta ar fi trebuit să-i determine pe părinți să fie ceva mai receptivi în campania. Bineînțeles, eu sunt sigur că peste tot părinții sunt receptivi, mai ales părinții responsabili, sigur își vaccinează copiii, deci fără doar și poate. Deci nu există îndoială. Eu vă spun, gradul de vaccinare la această grupă va fi suficient de mare, astfel încât în această iarnă prin grădinițe să nu mai fie probleme cu gripa sezonieră. Care este procentul ăla care ar fi suficient cât să nu asigure? Trebuie să ajungem undeva la un procent, să zic, spre 90% trebuie să ajungem. Și sunteți dumneavoastră atât de optimist și spuneți că părinții îi vor imuniza pe copiii 3-5 ani în procent de mare? Eu vă spun că părinții discută și între ei. E suficient într-o comunitate. Deci eu sunt un medic în mediul rural. E suficient să am câțiva părinți care înțeleg fenomenul și își vaccinează copiii și automat, când se va afla în comunitate, și restul părinților își vor aduce copiii la vaccinat. Acesta, deci trebuie puțină răbdare. Ce se întâmplă? Nu putem lucra în stil herupist. Hai să vaccinăm într-o zi toți copiii. Trebuie să ducem o muncă de lămurire care se întinde pe o perioadă de zile, săptămâni. Dar e mult până pornim, că în momentul ăla va fi puterea exemplului și atunci, practic, măcar nu va mai fi nevoie noi medici să alergăm după copii, vor veni părinții cu copiii la cabinete. Aduși. Da. Și mai avem o informație care arată așa că, între timp, Direcția de Sănătate Publică a primit și celălalt vaccin care se administrează în cazul copiilor cu vârsta între 6 luni și 3 ani. Este vorba despre 1700 de doze de astfel de vaccin antigripal trivalent, adică o cantitate mult mai mare decât s-a alocat anul trecut. Ați început imunizarea și la această categorie? Urmează să începem, pentru că nu putem nici chiar așa de repede să mișcăm lucrurile. Vă dați seama, e vorba în câteva zile să vaccinezi două grupe de populație. Da. Dar sperăm că în continuare să reușim să-i vaccinăm și pe acești micuți. Credeți că va fi răspunsul mai bun la ei sau la fel ca și...
Aici, bine, eu zic că va fi răspunsul, pentru că deja aici trebuie să avem mare grijă că ne suprapunem pe schema clasică de vaccinări. Și bineînțeles că un părinte care deja și-a adus copilul la vaccinare la schema clasică, nu cred că va avea nimic împotrivă să-și vaccineze copilul și antigripal. Da, mulțumesc foarte mult, domnule doctor, și succes acolo în a convinge cât mai mulți părinți de beneficiile acestei vaccinări, mai ales într-un moment ca acesta pe care îl traversăm, momentul unei pandemii, și ați văzut, doamnelor, domnilor, că riscul cel mai mare cu privire la care avertizează medicii este suprapunerea unor infecții cu virusul gripal și virusul SARS-CoV-2. Acestea fiind spuse, încheiem aici întâlnirea noastră din această după-amiază, din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc toate cele bune!